că nu e izolată. În Avacale era izolat cu pământ galben, cu lut. Era un 30-40 de centimetri de lut deasupra cetății și nu se scurgea apa prin el. Dacă o să se dărâme, o să cadă ăsta, cazemata. E păcat, s-au cheltuit mulți bani. Am încercat ca să mergem la cimitir și cimitirul care a fost strămutat de pe insulă. Nu avem niciun sprijin. Aș dori ca comunitatea musulmană, muftiul nostru musulman, ca să ne ajute, ca să deprișăm, să restabilim locurile noastre sfinte. Avem cimitirul eroilor otomani, care la fel sunt dărâmate, ar trebui refăcute. Ce sentimente vă încearcă când revedeți această insulă unde ați copilărit? Da, e un sentiment foarte trist că nu s-a făcut nimic, nici în 30 de ani, nici în 53, 54 de ani, 53 de ani de când am părăsit insula, nu s-a făcut nimic. Până s-a făcut anumite lucruri până a trăit domnul academician Nicolaescu Plopșor. Și de atunci nu. Dânsul s-a interesat foarte mult de insulari, de viața insularilor atunci pe insulă. Stătea de vorbă numai cu oameni în vârstă, cu barcagii bătrâni, care îi povesteau toate întâmplările și toate le avea notate. Dar mă gândesc că arhivele domnului academician Plopșor trebuie să fie undeva, trebuie revizuite ca să se știe. Dânsul știa mult mai multe ca mine și ca oricine. Asta. Spuneți-ne concret ce ar trebui să facă pe de o parte autoritățile locale care administrează această insulă și pe de altă parte ce ar trebui să facă comunitatea turcă, atât cât mai există pentru această insulă, evident. Autoritățile ar trebui ca să înceapă să reconstruiască anumite chestii, să cârpească unde se dărâmă cetatea. Ați văzut și dumneavoastră că se dărâmă. E păcat să izoleze acoperișul cetății. Și peste tot același lucru o să fie. O să se dărâme. Dacă vrea ca să se facă un punct turistic, să înceapă, să facă o potecă, să pună niște pomi de o parte și de alta ca să marcheze. Pe insulă erau castani din aia sălbatici. Se poate pune nuci sau alte poame, eu știu ce se poate pune. La fel m-am gândit că sunt mulți măcești. Se poate altoi cu trandafiri, cu petale mari și frumos mirositoare, care dacă vrea cineva ca să înceapă o afacere, să poată să facă dulceață de trandafiri. Dar credeți că o comunitate a oamenilor de afaceri din Severin ar putea cumva să ajute această insulă? Da, prin lobby la factorii de decizie. Sau măcar s-o preluați cumva cu alți oameni de afaceri și să faceți. Nu cred că se poate realiza. Consiliul Județean, sunt firme particulare, proprietari particulari, deci nu cred. Sunteți un investitor până la urmă în domeniul turismului, da?
aveți un local pe malul Dunării. Ce părere aveți despre faptul că nu se exploatează așa cum trebuie aici? Că a fost uitată, a fost părăsită această insulă. Ce ar putea să aducă comunității locale? Ar fi o uzină de bani pentru severineni. Relaxare, turiștii care trec cu vapoarele, nu este un ponton de acostare, ați văzut în ce condiții încercăm să fim în siguranță, nu se poate. Da. Măcar un ponton de acostare, să vii cu o barcă, să vii cu o șalupă și să coboare și oameni mai în vârstă și doamne.